Mai avem un loc, au strigat marinarii adresându-se călătorilor. O femeie! Să vină o femeie! O beată femeie, susținută de capitan, înainta, dar văzând depărtarea la care se afla șalupa, nu a cutezat să sară și a leșinat. Toate celelalte femei de pe vapor erau și ele leșinate sau pe moarte. Să vină un băiat! Au strigat marinarii. La această chemare, micul sicilian și tovarășa lui, care până atunci rămăseseră împietriți în fața acelui spectacol îngrozitor, s-au deșteptat deodată din acea letargie și, împinși de puternicul instinct al vieții, au alergat spre parapetul vaporului, strigând amândoi deodată: „Eu! Eu!” și se îmbrânceau ca două animale sălbatice. „Dați-ne pe cel mai mic!” au strigat cei de jos. „Luntrea este prea încărcată, să vină cel mai mic!” Iulia, auzind aceste cuvinte, a rămas ca trăsnită, lăsând brațele în jos și uitându-se la Mario cu ochii stinși. Mario se uita și el la ea, a văzut pata de sânge pe rochea ei și și-a adus aminte de bunătatea cu care îl îngrijise. Deodată s-a ivit pe chipul lui lumina unui gând dumnezeesc. „Mai repede!” au strigat cu nerăbdare marinarii de jos. „Plecăm!” Mario, hotărât, a strigat cu un glas care nu mai părea a fi al lui: „Luați-o pe ea, e mai ușoară. Mergi tu, Iulia, tu ai părinți, eu sunt orfan. Îți dau locul meu, du-te!” „Aruncă-o jos!” au strigat marinarii. Mario a apucat-o pe Iulia de mijloc și a zvârlit-o în mare. Copila a țipat și a căzut în apă, dar un marinar a apucat-o de braț și a tras-o în barcă. Băiatul stătea în picioare pe marginea vaporului, cu fruntea ridicată, cu părul în vânt, nemișcat, sublim. Luntrea a pornit și a scăpat cu greu de vârtejul pricinuit de scufundarea vaporului. Atunci copila, care rămăsese până aici ca și lipsită de simțuri, și-a ridicat ochii către Mario și a izbucnit în lacrimi. „Adio!” i-a răspuns băiatul, ridicând mâinile spre cer. Luntrea înainta repede pe mare agitată, cerul era întunecos. Pe vapor nu se mai văita nimeni. Apa ajunsese până la marginea punții. Deodată, băiatul a căzut în genunchi, cu mâinile încrucișate, și-a ridicat ochii spre cer. Iulia, îngrozită, și-a acoperit fața cu amândouă mâinile și, când a ridicat iarăși capul, vaporul dispăruse. A trecut și acest an școlar, Enrico, dragă, și mă bucur că drept amintire a ultimei zile îți rămâne întipărit în minte chipul viteazului băiat care și-a dat viața pentru a o scăpa pe aceea a prietenei sale. Peste câteva zile o să te desparți de profesorii și colegii tăi și, pe lângă aceasta, am să-ți dau și o veste tristă. Despărțirea nu va fi doar pentru câteva luni, ci poate chiar pentru totdeauna. Tatăl tău, din cauza profesiei sale, este silit să părăsească Turinul și noi, firește, o să mergem cu el. Plecăm la toamnă, astfel că tu vei fi nevoit să intri în altă școală. Îți pare rău, nu este așa, Enrico? Și cum să nu-ți pară rău? Sunt încredințată că îți iubești vechea școală unde timp de 4 ani ai avut bucuria să te duci zilnic la învățătură, să te întâlnești cu aceiași colegi, profesori și părinți, unde tatăl și mama ta veneau voioși să te aștepte la ieșire. Sigur că îți iubești școala unde ți s-a deschis mintea, unde ai întâlnit atâția tovarăși buni, unde fiecare cuvânt ce l-ai auzit a fost pentru binele tău. Chiar pedepsele ți-au folosit. Păstrează totdeauna această dulce amintire și ia-ți rămas bun din inimă de la toți acești drăgălași băieți. Unii dintre ei vor avea necazuri, poate își vor pierde părinții sau vor muri tineri, alții își vor vărsa sângele pe câmpul de bătaie. Mulți se vor face buni meșteșugari, părinți muncitori și cine știe dacă vreunul dintre ei nu o să aducă vreun mare folos țării sale și nu-și va câștiga un renume prin vreo faptă însemnată. Desparte-te de ei cu iubire,
Lasă o părticică din inima ta în această mare familie pe care tatăl tău și mama ta o iubesc, pentru că ea te-a iubit pe tine, în care ai intrat copilaș și din care ești flăcău în toată firea. Școala ți-a fost mamă. Ea te-a luat din brațele mele pe când nu știai încă să vorbești deslușit și acum mi te înapoiază mare, voinic, bun și silitor. Eu o binecuvântez, iar tu să nu uiți niciodată, fiul meu. E chiar cu neputință să o uiți. O să te faci mare, o să colinzi lumea, o să vezi orașe mari, monumente minunate și o să uiți multe din lucrurile văzute. Dar clădirea modestă cu obloanele ferestrelor închise, mica grădiniță unde a îmbobocit cea din tâi floare a inteligenței tale, îți vor rămâne întipărite în inimă și ți le vei aminti până în cea din urmă zi a vieții tale, precum eu îmi voi aminti în veci casa în care am auzit pentru prima oară glasul tău, semnează mama. Iată-ne la examen. Pe străzile din jurul școlii nici nu se mai aude vorbindu-se despre altceva. Părinți, copii, guvernante, toți vorbesc despre note, teme, medii, promovări și repetenții. Ți se face milă când vezi părinții îngrijorați, aducându-și copiii de mână și auzindu-i cum le dau cele din urmă povețe. Mamele îi aduc până la bancă și se uită să vadă dacă au cerneală. Le încearcă penițele și, plecând, se mai întorc spre ei din pragul ușii ca să le strige: fii curajos și atent, nu te zăpăci! Îl aveam ca profesor supraveghetor pe domnul Coati, acela cu barbă neagră, care vorbește copiilor cu un glas înfiorător și nu pedepsește niciodată. Unii dintre băieți erau galbeni ca ceara. Când profesorul a dezlipit plicul trimis de la primărie, în care se afla problema, nu se mai auzea nicio suflare. Domnul Coati ne-a dictat problema tare, uitându-se când la unul, când la altul, cu o privire amenințătoare. Cu toate acestea, se vedea bine că dacă ar fi putut să ne dicteze în același timp și dezlegarea ei, ca să trecem toți clasa, ar fi făcut-o din tot sufletul. Am început lucrarea. Și după oră de muncă, mulți dintre băieți au început să se tulbure, fiindcă problema era lungă și grea. Unul a început să plângă. Crossi își dădea cu pumnul în cap. O mare parte dintre ei nu sunt vinovați dacă nu știu. Bieții băieți n-au vreme să învețe și părinții nu se îngrijesc de ei. Din fericire, providența întrupată în bunul nostru de Rossi nu era departe. El făcea în toate echipurile ca să le vină în ajutor, le trecea cu mare îndemânare câte o cifră sau le sufla operația fără a atrage atenția nimănui. Se îngrijea de toți ca și cum ar fi fost profesorul nostru. Garone, fiind tare la aritmetică, ajuta și el pe cât putea. Ajuta, chiar devenise foarte amabil. Stardi a stat mai mult de un ceas nemișcat, cu ochii pe problemă, cu fruntea în mâini, apoi a dezlegat-o în 5 minute. Profesorul se plimba printre bănci strigând: tăcere, fiți cuminți! Dar când vedea pe vreunul tulburat, îl însuflețea cu privirea. Pe la 11, uitându-mă printre zăbrele, am văzut mulți părinți care se plimbau cu nerăbdare. L-am recunoscut pe tatălui Precosi, așa cum ieșise de la lucru, cu obrazul înegrit de cărbun și de fum. Era și mama lui Crossi, precupiața, mama lui Nelly, îmbrăcată în negru. Beata femeie nu putea să stea locului de neliniștită ce era. Puțin înainte de 12 a sosit tata și a ridicat ochii la fereastra unde știa că stau eu. Scumpul meu tată, la 12 punct am terminat toți. Când am ieșit, ce îmbulțeală! Părinții alergau la copii întrebându-i, luându-le caietele și răsfoindu-le. Câte operații vi s-au dat? Ce total v-a ieșit? Scăderea, cum ți-a ieșit? Dar virgula zecimalelor. Profesorii erau chemați în dreapta și în stânga. Nu mai știau cui să răspundă mai întâi. Tata mi-a luat din mână copia mâzgălită, s-a uitat la ea și mi-a spus că e bine.
Lângă noi stătea lăcătușul. Se uita și el la lucrarea fiului său, dar era cam încurcat bietul om, căci nu prea se pricepea. Te rog, domnule, zise el tati, spune-mi totalul. Tata i-a spus. El s-a uitat la caietul fiului său. Cifra era exactă. Bravo, băiete, a strigat el foarte mulțumit. Privirile tatii și ale lăcătușului s-au întâlnit și și-au zâmbit unul altuia ca doi buni prieteni. Tata i-a întins mâna, el i-a strâns-o și s-au despărțit zicând, acum să vedem la oral. Abia făcusem câțiva pași că am auzit un cântec voios și ne-am întors să vedem cine e. Cânta lăcătușul. Azi dimineața am dat și examenul oral. La ora 8 și un sfert au început să ne cheme 4 câte 4 în sala cea mare. Directorul și 4 profesori, între care și domnul profesor Perboni, stăteau în jurul unei mese învelite cu postav verde. Am fost chemat și eu printre primii 4. Profesorul nostru este foarte bun. Azi dimineața am văzut mai bine decât oricând ce mult ține la noi. Nu ne pierde nicio clipă din ochi. Când vede că ne încurcăm în răspunsuri, schimbă fețe și dacă răspundem bine, se înveselește, ne face o mulțime de semne cu mâinile, cu capul, pare că ar vrea să spună, e bine, nu e bine, bagă de seamă, mai rar. Dacă ar fi putut, ar fi fost în stare să ne sufle tot. Chiar dacă părinții noștri ar fi fost în locul lui, nu ne-ar fi putut ajuta mai mult. Îmi venea să-i strig în gura mare, mulțumesc! Profesorii mi-au spus, bine băiete, poți să te duci. Ochii lui au scânteat de bucurie. M-am înapoiat în clasă ca să-l aștept pe tata. Băieții erau mai toți acolo. M-am așezat lângă garone și m-am întristat la gândul că stăteam pentru ultima oară lângă el. Nu-i spusesem încă nimic despre plecarea noastră din Turin. El stătea plecat pe bancă, împodobind cu desene marginale un portret al tatălui său, un om înalt și voinic îmbrăcat în haine de mașinist, cu chipul tot așa de bun și de serios ca al fiului său. Cămașa lui Garone se desfăcuse puțin la piept și am zărit cruciulița de aur ce o dăduse mama lui Nelly când aflase că l-a ocrotit pe fiul ei. Nu aveam ce face, trebuia să-i spun. De aceea, prinzând curaj, i-am zis, știi, Garone, că tata pleacă definitiv din Turin. Pleci și tu cu el? M-a întrebat Garone. Desigur, i-am răspuns. Așadar, nu o să mai fim împreună în clasa 4-a? Nu, i-am zis, încercând să-mi ascund părerea de rău. Garone a tăcut un timp, continuându-și desenul, apoi mi-a zis, fără să-și ridice ochii, o să-ți aduci aminte de colegii tăi din clasa 3-a? Da, fără îndoială, i-am răspuns, de tot și mai cu seamă de tine, cine ar putea să te uite? El s-a uitat lung la mine cu o privire serioasă, una dintre acele priviri care spune o mulțime de lucruri. Nu a zis nimic, dar mi-a întins mâna stângă, prefăcându-se că vrea să-și urmeze desenul cu cealaltă. Eu am strâns din toate puterile mâna aceea zdravănă și prietenoasă. În momentul acela a intrat în clasă profesorul nostru, vesel și aprins la față. El ne-a spus repede, bravo băieți, bine ați ieșit, de vor răspunde tot așa și cei care au mai rămas, va fi minunat. Fiți curajoși, copii, eu sunt foarte mulțumit. Și ca să ne arate mulțumirea sa și mai cu seamă să ne înveselească și pe noi, s-a prefăcut imediat că alunecă și că se sprijină de zid ca să nu cadă. Să glumească el așa, domnul Perboni, pe care nu-l văzusem niciodată, nici măcar zâmbind. Gluma aceasta copilărească ni s-a părut ciudată. Clipa aceea de veselie era pentru el unica răsplată după 9 luni de muncă, de răbdare și de neodihnă. Pentru aceasta muncise el atâta timp și venise de atâtea ori să ne facă lecția, chiar fiind bolnav, bunul nostru profesor. Iată tot ce cerea de la noi, bietul profesor, în schimbul atâtor trude și griji. Mi se pare că multă vreme o să-mi aduc aminte de dânsul, cum a glumit și când voi fi mare, dacă va mai trăi și îl voi întâlni,
îi voi spune că gluma lui m-a atins la inimă și voi săruta cu respect capul său alb. La ora 12 ne aflam cu toți pentru cea din urmă oară la școală ca să aflăm rezultatul examenelor și să ne luăm certificatele de promovare. Strada era plină de părinți care cotropiseră până și sala cea mare. Mulți intraseră chiar prin clase, îngrămădindu-se până aproape de catedra profesorului. În clasa noastră umpluseră tot locul dintre perete și bănci. Venise tatăl lui Garone, apoi mama lui De Rossi, lăcătușul Precosi, Coreti, doamna Nelly, Precupiața, tatăl zidărașului, tatăl lui Stardi și mulți alții pe care nu-i mai văzusem. Se auzea de pretutindeni un murmur de glasuri, o zbârneală de parcă eram la târg. Când a intrat profesorul, s-a făcut o mare tăcere. El ținea în mână catalogul și a început îndată să strige. Abatucci, promovat. Archini, promovat. Zidărașul, promovat. Crossi, promovat. După aceea a citit tare. De Rossi, promovat cu premiul întâi. Toți părinții care erau de față și îl cunoșteau au zis, bravo, bravo De Rossi. El scutura cârlionții bălai și cu zâmbetul său natural și frumos se uita la mama sa care i-a făcut un semn de mulțumire cu mâna. Garofi, Garone, Calabrezul, promovați! Pe urmă, trei sau patru care urmau rămăseseră repetenți. Unul a început să plângă pentru că tatăl său îl amenința de la ușă cu degetul. Domnul Perboni a încercat să-l îmbuneze zicându-i, nu, domnule, nu e totdeauna vina lor, adesea e și norocul și tocmai acesta e cazul lui. Apoi a început iar să strige, Nelly, promovat, maică-sa i-a trimis o sărutare cu mâna, Stardi, promovat. Ca de obicei, el nu arătă nicio bucurie, nu își dezlipi pumnii de la tâmple. Cel din urmă promovat a fost Votini. El venise foarte dichisit. Profesorul a zis, băieți, astăzi ne aflăm cu toții adunați pentru ultima oară. Am trăit un an împreună și ne despărțim prietenește. Nu este așa? Îmi pare foarte rău că mă despart de voi. Ai s-a oprit, apoi a adăugat. Dacă am fost vreodată cam nerăbdător, dacă am fost fără voia mea nedrept sau prea aspru, iertați-mă. Nu, nu, au strigat părinții și o mulțime de elevi, n-ai fost niciodată nedrept. Iertați-mă, a început iarăși profesorul, și iubiți-mă. La anul n-o să mai fiți cu mine. Dar eu tot o să vă văd, căci ați rămas întipăriți în mintea și în inima mea. La revedere, băieți! Apoi a venit printre noi și toți am apucat de mână sau de haine, cei mai mici se urcau pe bănci. Mulți l-au sărutat spunând, la revedere, domnule Perboni, vă mulțumim, rămas bun, să nu ne uitați! A ieșit din clasă emoționat, am plecat și noi, îngrămădindu-ne la ușă. Tot atunci ieșeau și băieții din celelalte clase. Ce învălmășeală! Ce zgomot! Toți își luau rămas bun de la profesor și de la profesoare și se salutau. Profesoara cu pana albastră era înconjurată de micii ei elevi. 4 sau 5 i-au sărit în spinare și vreo 20 o trăgeau în toate părțile. Nici nu mai putea să răsufle biata fată. Profesoarei poreclită, măicuța călugăriță, îi smulseră pălăria și îi prinseră la încheieturile rochiei vreo 10 buchețele de flori. Mulți îl sărbătoreau pe Robeti, care își lepădase cârjele pentru prima dată. Auzeai din toate părțile. La anul, băieți, să ne vedem la anul, în octombrie. Toți ne luam rămas bun unul de la altul, uitând în acel moment orice supărare. Chiar Votini, care îl pismise așa de mult pe De Rossi, l-a luat de gât și l-a sărutat. Eu l-am sărutat pe zidărașul, tocmai când drăguțul băiat îmi făcea cel din urmă bot de iepure. Mi-am luat rămas bun de la Precosi și de la Garofi. Acesta mi-a spus că eu câștigasem la loteria din urmă,
și mi-a dat un bloc din acelea care țin foile de hârtie pe pupitru. Era de porțelan, dar spart la un colț. Mi-am luat rămas bun de la toți. Bietul Nelin nu putea să se despartă de Garone. Nu-i venea numai lui greu să se despartă de bunul Garone, ci și nouă, tuturor, care de care se întrecea să-i strângă mâna și să-l sărbătorească. Tatăl său se mira de dragostea ce arătau camarazii lui și zâmbea cu mulțumire. Garone a fost cel din urmă de la care mi-am luat rămas bun. L-am sărutat în stradă și mi-am ascuns capul la pieptul său ca să nu vadă că plâng. El m-a sărutat pe frunte, apoi am alergat la tata și la mama. Tata m-a întrebat: ți-ai luat la revedere de la toți camarazii tăi? Da, tată, am răspuns. Dacă ai supărat pe vreunul, du-te și cere iertare. N-am supărat pe nimeni, dragă tată. Așadar, rămas bun, a zis tata cu glasul tremurând, aruncând spre școală cea din urmă privire. Mama a zis și ea: rămas bun. Eu nu am putut să mai zic nimic. Sfârșit.